Doamnelor și domnilor consilieri, astăzi sunteți convocați prin dispoziția numărul 92 din 19 iunie de către domnul primar al Comunei Convasca în ședință ordinară pentru a supune spre aprobare un număr de 8 proiecte de hotărâri care au fost analizate, avizate și care trebuie supuse aprobării pentru a se intra pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune spre aprobare cele 8 proiecte de hotărâri. Bună ziua, domnule consilier, îmi doresc să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local. Înainte de a intra pe ordinea de zi, aș dori să-mi permiteți să urez și numele noastră un călduros la mulți ani colegii noastre, doamna Mardare Geta, care ieri a primit o vârstă frumoasă, fiind oameni cu toate indicațiile la zi, nu întrebăm ce vârstă a primit, îi dorim doar să fie sănătoasă. Îi amintim că, indiferent de trecerea vârstei, rămâne veșnic tânără și ambițioasă și să aibă parte de tot ce e mai frumos în viață, să bucure de copii, de nepoți, de familie, de tot ce e frumos pe lumea asta. După cum spunea domnul secretar, avem astăzi o ordine de zi compusă din 8 proiecte de hotărâre și am să-l rog pe domnul președinte de ședință să vă prezinte ordinea de zi, ca după prezentare eu să vă detaliez amănunte despre această ordine de zi. Domnul președinte, vă rog frumos, faceți. Deci, bună ziua, domnilor consilieri. Ordinea de zi este următoarea. Proiectul de hotărâre numărul 37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău pentru anul 2020. Proiectul numărul 38 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru obținerea avansului la investiția modernizare, renovare, dotare, cămin cultural din Comuna Corbasca. Proiectul numărul 39 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență, de reprezentare juridică în dosarele înregistrate pe rolul Curții de Apel Bacău. Proiectul numărul 40 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca pe trimestrul 1 al anului 2020. Proiectul numărul 41 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2019. Proiectul numărul 42 privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență a Comunei Corbasca pentru anul 2020. Proiectul de hotărâre numărul 43 privind aprobarea regulamentului de implementare și eliberare a formatului unic al modelului cadru legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap. Și un ultim proiect, proiectul numărul 44, privind aprobarea investiției, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Corbasca. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Da. Mulțumim. Îi dau cuvântul domnului primar să prezinte cele 8 proiecte de hotărâri. Eu am să vă rog să mă înțelegeți, am să fac o prezentare succintă. Dacă sunt, știu, solicitări de clarificări, cu mare drag vă răspund. Sunt presionat de faptul că a ajuns deja în teren o vizită de la AFIR de la Iași, în legătură cu derularea investiției, modernizare și dotare parc comunal. Și trebuie să particip și acolo, dar nu am să plec înainte să vă prezint ordinea de zi. Sunt două proiecte pe care am să le dau domnilor secretari și domnului viceprimar, în calitatea dumneavoastră de șef de compartiment și la unul și la celălalt să le prezinte dumneavoastră.
Proiectul numărul 37, în privire rectificarea bugetului de stat. În mod normal, dacă ne desfășurăm activitatea în sala de ședințe, avea să vină doamna contabilă să prezinte aceste trei proiecte. Sunt încă două care fac obiectul calificării dumneaei. Ați vă spun doar că motivat de faptul că din partea Ministerului Dezvoltării vin sume pentru, prin programul PNDR 2 pentru reabilitarea și dotarea școlii gimnaziere de statul Corbasca și pentru drumul comunal 10 ușor de la Vâlcele, mai vin sume din partea UNICEF, adică o tranșă de 5.000 de lei dintr-un grant de 10.000 accesat de noi, motiv pentru care bugetul local urmează să fie rectificat, bineînțeles, în urma aprobării dumneavoastră. Proiectul numărul 38 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție, știți foarte bine, această scrisoare a fost aprobată, ea trebuie prelungită în vederea derulării, în continuarea a procesului ăsta de modernizare și renovare și dotarea căminului cultural. Lucru care, în momentul acesta, trebuie să vă informez că este în impas, motivat de faptul că domnul constructor are anumite obiecții, am avut o tranșă de negocieri și urmează să clarificăm situația, să putem să repornim lucrările. Proiectul numărul 39 face referire la achiziționarea de servicii de consultanță. E vorba de speța podului de la Fofichi, unde adversarul nostru a pierdut în instanța de fond, a făcut apel la Curtea de Apel și avocatul ne-a trimis o ofertă pentru reprezentare în continuare. E păcat să nu ne ducem și la apelul depus de constructorul drumului și să nu câștigăm și această etapă, pentru că e dreptul nostru și dumnealui trebuie să vină să-și refacă lucrarea. Proiectul numărul 40, privind aprobarea execuției bugetare, ați putut parcurge aici referatul doamnei contabil vis-a-vis de articolul 49 aliatul 12 de legea 273 din 2006. Vă rog să aveți în vedere că compartimentul financiar contabil are ca Biblie deja legea 273 din 2006, în care la articolul respectiv se stipulează că lunile aprilie, iulie și octombrie pentru primul trimestru expirat și cel târziu, în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite cu cele două secțiuni, venituri și cheltuieli. Sunt date tehnice, ați văzut și cred că nu sunteți la prima experiență de acest gen cu doamna contabilă. Este meticuloasă, își face treaba pe cifre, nu cred că vor fi probleme niciodată acolo. Proiectul numărul 41 privind aprobarea contului de execuție, același lucru practic, numai că aici sunt niște estimări și care devin prevederi definitive, bugetare și la cheltuieli și la venituri și la plăți efectuate. Ați putut să le parcurgeți, la fel sunt chestiuni tehnice. Dacă e nevoie de clarificări, repet, vă rugăm frumos să faceți acest lucru și o să vă răspundem eu, doamna contabilă, cine poate să vă răspundă fără niciun fel de problemă. Proiectul numărul 42 am să-l numesc domnului viceprimar în calitate delegată de șef serviciu voluntar. O să ne fac dumnealui prezentarea, dar am să-i permit, doamnă, să-l rog să-mi permită să termin eu și de, așa. Proiectul numărul 43 face referire la deliberarea acestui model cadru de estimație. Avem o solicitare din partea unei persoane și domnul secretar o să vă prezinte acest proiect de hotărâre. Și ajungem la ultimul proiect de hotărâre pe ordinea de zi de astăzi, proiectul numărul 44, care se intitulează proiect pentru modernizarea sistemului de iluminat. Știți că am mai aprobat achiziționarea unui serviciu de, pentru un studiu de sezabilitate pentru acest proiect. A apărut oportunitatea prin Agenția Fondului de Mediu de finanțarea acestor obiective de investiții pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Și noi vrem să ne aliniem, știți sigur că suntem cu ochii pe tot ce apare nou și accesăm absolut orice. Suntem convinși că și cei care lucrează deja au primit deviz general, au primit indicatori tehnici, economici. Ați văzut că timpul este foarte scurt. În două săptămâni trebuie depuse documentele, prin urmare e nevoie și de o hotărâre de Consiliul Local care să fie atașată documentației respective și trebuie depusă la Agenția Fondului de Mediu. Dacă aveți
probleme urgente în momentul acesta. Eu vă stau la dispoziție încă 5-6 minute ca să nu pot să par o gazdă serioasă și să mă las așteptat de către cei de la FIR, cu care sigur mai avem mult de lucru și nu vrem să le creăm impresii greșite despre noi. Dacă nu, vă urez toate cele bune, sănătate multă și să vă derulați în condiții sănătoase. Da, bună ziua, sănătate. Domnul Micel, cum ați văzut? Alo. Să trăiți cu respect. Să vă prezint proiectul numărul 42. După cum știți, Serviciul Voluntar de Situație de Urgență în Comuna Corbasca s-a reorganizat, da? Sau practic s-a înființat prin reorganizare și conform legilor în vigoare trebuie să asigurăm atât personalul cât și fondurile și necesarul de materiale pentru buna funcționare a Serviciului Voluntar de Situații de Urgență. Ați văzut aici, avem trei anexe la acest proiect. O prima anexă, anexa numărul 1, pentru asigurarea de resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020. Avem aici pentru echipa de intervenție la incendiu, pentru deblocări, pentru căutare și salvare, comunicații și informare, recunoaștere și cercetare, persoane pe care le folosim din persoane cu voluntariat. La asigurarea resurselor financiare, dacă ați aruncat ochii pe anexa numărul 2, știți că la aprobarea bugetului pentru anul 2020 am repartizat pentru Serviciul Voluntar de Situații de Urgență suma de 90.000 de lei. Această sumă este prinsă aici în anexa numărul 2, iar în anexa numărul 3 este planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență. Aici am prins toate materialele de care Serviciul Voluntar de Situații de Urgență are nevoie în conformitate cu legile în vigoare. Să știți că suma asta de 90.000 de lei este mică în comparație cu ceea ce trebuie să avem la Serviciul Voluntar de Situații de Urgență. Acest serviciu trebuie să fie foarte bine dotat. Am intenționat, după cum v-am spus, parcă în ședințele anterioare, să cumpărăm o mașină de intervenție la incendiu, datorită faptului că această mașină avea un an de construcție destul de vechi, am renunțat la ea și prin consultarea cu doamna contabilă, care se ocupă de partea financiară, ne-am gândit că este mai bine să mai punem niște bani din bugetul local, astfel încât să luăm o mașină cu o vechime mai mică, să fie de prin anul 2000, 2004, 2005, astfel încât să nu avem probleme. Pentru că o mașină de intervenție la incendiu, dotată din toate punctele de vedere, este foarte, foarte scumpă, ca să știți. Depășește 100.000 de euro. 100.000 de euro. Bugetul local nu își permite să facă. Am încercat să accesăm un program. Există un program, dar trebuia să cerem sprijinul și ISU Bacău. Ne-a spus să ne lăsăm pe Băgubaș, pentru că și dumneavoastră au încercat. Fondurile erau limitate. Au zis că nici ei n-au putut să prindă ca să acceseze acest program. Deci, cam asta este cu planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane și material. Da, domnul secretar, mai aveți de prezentat un proiect, da? Da. Proiectul de hotărâre numărul 43 se referă la aprobarea regulamentului cadru de implementare și eliberare
a formatului unic model card legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap. Având în vedere prevederile legii 448/2006, a hotărârii Guvern 268/2007 și a ordinului numărul 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimație, am întocmit un proiect de regulament ca anexă la proiectul de hotărâre, conform celor trei acte normative, în sensul de a putea răspunde solicitării persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Corbasca, care au depus solicitări în acest sens, în vederea eliberării cardului, pentru a putea parca atât la nivel local, cât și la nivelul țării, în locurile special amenajate autoturismele care le au în proprietate. Proiectul de hotărâre este însoțit de trei anexe, așa cum ați observat la studiul materialelor, este vorba de regulamentul în sine, anexa 2 este modelul cardului legitimație, iar anexa numărul 3 reprezintă modelul de cerere pentru eliberarea cardului legitimație. Procedural vorbind, noi am întocmit acest proiect de hotărâre cu gândul să putem efectua cheltuieli din bugetul local pentru a procura astfel de legitimații pentru persoanele care au handicap, atât la, mă refer la persoanele majore, cât și la copiii care sunt cu dizabilități și au un grad permanent de handicap. În așa fel încât să asigurăm și acestora condiții normale de viață și conduită socială. Nu trebuie să mai dau citire proiectul de hotărâre în sensul lui de a fi prezentat, pentru că în ședințele de comisie acesta a fost studiat, cadrul legal vi l-am prezentat. Dacă sunt nelămuriri pe seama acestui proiect, prin urmările dumneavoastră la cuvânt, vreau să venim cu explicații și cu precizări ulterioare. Cam atât ar fi de spus. Da. Putem trece la discuții. La discuții. Să trecem la discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Curaj, domnilor consilieri, avem în dezbatere 8 proiecte de hotărâri. Vă rugăm să nu fiți timorați de aparatul de filmat. Da, cine dorește? Da. Domnul Pușcațu? Domnul Pușcațu Iorgu? Eu zic să ia cuvântul domnul Pușcașu, între timp dumneavoastră vă mai gândiți. Domnul Pușcașu, poftiți? Da. Este un volum mare de muncă în această ședință de consiliu. Ținând seama de faptul că avem în dezbatere 8 proiecte de hotărâri de importanță importante pentru dezvoltarea Comunei Corbasca și doar poate n-am să reușesc să mă refer la toate cele 8 proiecte, doar la câteva din ele mă refer și în primul rând la proiectul 40 privind execuția bugetară pe trimestrul 1, am constatat că veniturile acest trimestru a fost realizat în procent de peste 97%, la funcționare 97,37%, la dezvoltare 97%. Doar la cheltuieli nu am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus și am aprobat noi în trimestrul 1 al acestui an. Motivația am văzut-o și făcută de organul financiar, în care spune, era iarnă, a apărut corona și atunci
cheltuielile s-au realizat doar în, în procent de 24-37%. Eu aici aș propune să revizuim ceea ce s-a aprobat în trimestrul 1, ca sumele nerealizate să fie repartizate începând cu trimestrul 2, 3 și mai puțin 4, că și în trimestrul 4 va veni iarna. Da. La proiectul numărul 41, aprobarea contului de execuție pe anul 2019, am observat că n-am realizat încasările, doar în procent de aproape 86%. Având un excedent bugetar de 4.876.000 de lei, din care fonduri europene 387.220. Am văzut că sunt prevăzut bani pentru a termina proiectul acesta cu modernizarea cămânului cultural, și trebuie insistat și trebuie văzut ce s-a întâmplat cu acest constructor care nu s-a dus la îndeplinire contractul încheiat cu primăria Barbasca. Celelalte proiecte referitoare la scrisoare de garantare, am văzut că cere prelungirea prin această scrisoare a sumelor de 12 luni. Este bine și urmărit această acțiune ca să putem rezolva și să vedem ridicat și modernizat acest cămin cultural, care cei care au luat acest contract au demolat și au plecat. Da. Celelalte proiecte care sunt prezentate și aprobate de către noi în această ședință se referă tot la problemele care trebuie rezolvate de către executiv, în speță primarul și ceilalți factori de răspundere din cadrul primăriei, vorba de achiziționare de consultanță juridică. S-a văzut că iar s-a blocat construcția, terminarea porțiunii de drum spre Bacioi. Domnii au făcut din nou apel și iar trebuie să mai stăm o perioadă ca să putem să poată realiza această porțiune de drum care ne-a făcut destule probleme, s-au cheltuit bani fără să realizeze acest obiectiv. La proiectul cu asigurarea, proiectul numărul 42, suma asta care ați prevăzut de 90.000 de lei la asigurarea resurselor financiare pentru situații de urgență, eu știu că primăriile sunt obligate să încadreze șef de serviciu, ISU. Noi, o perioadă mai înainte, am avut o asemenea persoană care s-a ocupat de acest lucru și este bine. Să zicem, poate, eu știu, un proiect de buget din acest an. Este prins bugetul... Este prins. Bugetul din anul 2020 este prins salariul șefului serviciu de CVSU. Da, dar am înțeles că a fost și un concurs pentru cei care s-au prezentat, au obținut note. Dacă n-au luat nota minimă. Note de trecere și atunci nu s-a putut încadra șef de serviciu, dar trebuie să organizeze din nou acest concurs pentru ca serviciul să funcționeze și în cadrul Comunei Corbasca. Sunt o serie de materiale care trebuie procurate,
chiar și mașină de pompier, dar situația financiară nu prea ne permite, dar poate ne va ajuta Guvernul, Consiliul Județean, ca să, eu știu, să avem un asemenea utilaj pentru stingerea incendiilor. Sunt de acord cu celelalte proiecte, cu cele care le-am discutat. Mulțumim, domnul Pușcașu. Altcineva? Mai am și eu două întrebări. Da, domnul Virginia. La asta cu mașina pentru SVSO, de ce nu se poate face un împrumut? De ce nu se poate face un împrumut? Nu ne-am gândit la asemenea problemă, ca să faci un împrumut, să ai și garanția că poți să plătești împrumutul respectiv. Căutați. Nu știu dacă bugetul local al Comunei Corbasca, având în vedere faptul că toate sumele care au fost repartizate pe proiecte și pe celelalte obiective, nu știu dacă ne putem permite deocamdată să facem un astfel de împrumut ca să cumpărăm o mașină. O mașină nouă, echipată din cap până în picioare cu tot ceea ce trebuie, ajunge în jur de 750.000 de euro. O mașină nouă, echipată din cap în picioare. Vă dați seama? De unde? De unde să ia Comuna Corbasca un milion de euro? Vreau să fac o precizare la întrebarea domnului Irivia cu privire la contractarea unui împrumut pentru achiziționarea unei auto speciale. Conform legii finanțelor publice locale, în ultimele 6 luni, până la finalizarea mandatului, nu se pot face împrumuturi de către Consiliul Local pe mandatul care este în exercițiu. Deci urmează ca nou Consiliul Local cu viitoarea conducerea Comunei Astre să aibă în vedere și acest lucru. Dar deocamdată este imposibil să contractăm un împrumut bancar. La întrebarea 2. A doua întrebare era pentru asta cu persoane cu handicap. Eu știu că ăștia aveau o legitimație de la, direct de la sursă, de la ei, de la handicap. Acum trebuie să... Legitimațiile de parcare se eliberează de primăriile pe raza teritorială unde se află persoana cu dizabilitate. Indiferent dacă au mașină în proprietate, permis sau eu știu. Păi dacă au mașină în proprietate, părinții, nu pot să iau o legitimație că mă duc cu altcineva la... Poate fi tutore, poate și... Trebuie să fii tutore, reprezentant legal. Pot să vă răspund eu. În regulament sunt prevăzute toate condițiile cu privire la modul de eliberare. Mă gândeam că l-ați citit în momentul când ați studiat proiectul de hotărâre. Vis-a-vis de legitimația card, da? Deci cine depune cererea trebuie să anexeze, dacă ați văzut în modelul anexa 3, da? Certificatul de încadrare în grad de handicap, actul de identitate al persoanei care se încadrează, hotărârea instanței de judecată cu privire la curatelă sau credințarea copilului pentru a-l putea reprezenta, condiții în care se poate elibera certificatul CAR și care are valabilitate pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap. Deci noi, în momentul în care constatăm că cineva a solicitat și cardul este, certificatul are valabilitate care expiră la un moment dat, avem în atenție să urmărim lucrul ăsta, ei sunt obligați să prezinte cardul vechi, în original, și să eliberăm un al doilea card
pentru o perioadă egală cu cea a valabilității certificatului de încadrare în grad handicap. Cam asta ar fi atât? Da. Altcineva? Un profesor Pană. Da? Sau nu? Nu-i problema că da sau nu. Deci, am ascultat prezentarea proiectelor din hotărâre și, în general, eu sunt de acord. Pentru că cel mai bine și cel mai bine dintre noi, dumneavoastră care ați conceput aceste proiecte, cunoașteți și puteți hotărâ ce avem de făcut. Deci eu sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre. O altă problemă pe care aș vrea să o aduc în atenție este, în afara ordinii de zi, este faptul că știți foarte bine și dumneavoastră că la Corvasca plouă în școală. Știți foarte bine. Ați fost, ați văzut, plouă în școală și nu numai că faptul că plouă, dar s-au distrus parchetul, s-au distrus tavanele, planșele și ce mai, nu mai zic de calculatoare. Cu ploua pe calculatoare, cine răspunde? Deci eu nu ridic problema asta cu răutate, cu ceva, dar cineva răspunde. Și consider că pentru treaba asta răspunde directorul, în primul rând directorul. În primul rând. Gândesc că este bine să luați legătura cu constructorul, să vină să vadă, eu am văzut un cetățean acolo care strica într-o sală de clasă, scotea parchetul, dar nu-i suficient, și numai într-o sală atât. Nu-i suficient, adică trebuie scos în toate sălile de la etaj. Sunt trei și probabil n-am văzut cabinetul, secretariatul acolo, nu l-am văzut pe ăla. Dar trebuie scos de peste tot și văzut în ce condiții se poate reface, în ce condiții se poate recalcula, văzut, pentru că toate astea trec, se acoperă cum se acoperă, iar răspunzător de, ca de fiecare dată rămâne conducătorul unității. Și dați seama, știți foarte bine, cei care ați trecut prin asta, cei care ați asistat, cei care știți foarte bine că directorul răspunde de tot ce se întâmplă în acea școală. Mai am o problemă. Nu e ușoară, pentru mine este foarte grea. Pentru că e vorba de apa de băut. Este bună apa care vine la rețea de băut? Nu. Nu este bună. De ce nu este bună? Pentru că nu suntem autorizați. Nu este potabilă. Analizele au spus și am anunțat. Știți foarte bine că am pus anunțele fiecare sat ca populația Comunei Corvasca să folosească apa de la sistemul de alimentare doar pentru uz casnic. Este interzis consumul uman. Până când noi ne vom pune la punct cu ceea ce privește îmbunătățirea calității apei.
Asta este răspunsul. Să mai zic? Da. Sincer. Zic că asta e. Eu sunt consumator de apă. Eu nu consumam ceva. Și singura sursă care mă ajută pe mine este apa curentă. Deci nu pot să iau din altă parte apă. Deci este singura sursă. Mai este o problemă aici. Apa a fost foarte bună de băut în momentul în care curgea curent. Eu nu s-o oprea. Pe acum nu este zi în care să nu fie oprită apă. Deci și acum cu ploile astea găsesc apă oprită. De ce? Nu știu. Acum cu o plouat și o plouat cu găleata. Așa, apa este oprită. Deci, acest lucru eu nu-l înțeleg, pentru că în momentul în care îi dați drumul, apa vine, dacă vă arăt acasă, foarte urât. Foarte urât. Nu știu ce se întâmplă, că stau și mă gândesc, apă de aia am consumat eu, n-am altceva, n-am altă sursă de alimentare. N-am, decât, eu știu, să folosesc apă plată, dar nu e ce trebuie. Și asta e problema. De ce se oprește? Nu pot să înțeleg. Vă răspund eu. Păi cred că știți răspunsul. Având în vedere lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean 252C, pe raza Comunei Corbasca, se efectuează lucrări care au blocat furnizarea apei potabile pentru a o putea continua după ce constructorul remodernizează, cum să spun, drumul județean principal. Deci asta a fost măsura care am oprit apa pentru a putea ei să lucreze și noi să putem devia sistemul de alimentare în așa fel încât să nu avem probleme după ce dânșii vor turna covorul asfaltului. Păi vă întreb eu, în momentul în care îi dați drumul, de ce vine cu mârg? Cu mârg! Nu mai spun cu alte minuni. Cu mârg! Parcă e din prău. Deci eu nu pot consuma o asemenea apă. Deci apa nu este bună de băut. Sistemul de apă potabilă al Comunei Corbasca este cât se poate de prost construit. Asta este realitatea, domnilor consilieri. Sistemul de apă potabilă al Comunei Corbasca este cât se poate de prost construit. Cei care au venit de la apele române au constatat foarte multe nereguli. Foarte multe nereguli pe care ne chinuim acum să le punem la punct. Din această cauză mi s-a retras autorizația de funcționare a sistemului de apă potabilă. Practic ar trebui să-l închidem. Acest sistem de apă ar trebui să-l închidem. Dar am anunțat în toate satele componente al Comunei Corbasca să se folosească apa potabilă doar pentru uz menajer. Nu pentru băut. Altceva ce să vă mai zic? Ne chinuim să autorizăm sistemul. Altceva? Nota de constatare făcută de Apele Române, de la care ne chinuim să obținem avizul, este cât se poate de nefavorabilă Comunei Corbasca. V-am mai spus, parcă și în rândul la ședința trecută, cuvânt cu cuvânt ce a spus doamna respectiv, domnul primar, sunteți vinovat. Păi stați, doamnă, că nu dumneavoastră. Instituția este vinovată. Așa ceva nu am găsit până la dumneavoastră. Deci, și acum ne chinuim să reparăm ceea ce alții n-au făcut așa cum trebuie. Asta costă bani, costă drumuri, costă personal autorizat ca să faci intervenție la sistemul de apă cu personal autorizat, te costă o groază de bani.
Trebuie să schimbăm apometre, trebuie să schimbăm robinete și așa mai departe. Deci asta este situația sistemului de apă al Comunei Corbasca. Pentru că știți că această societate care a făcut acest sistem de apă a fost dată în judecată de mai multe ori. Pentru că Comuna Corbasca n-a fost reprezentată, sau eu știu ce s-a întâmplat acolo, nu știu, am pierdut toate procesele cu ei. De-abia acum suntem pe rolul instanței de judecată, la o nouă sesizare către poliție și dosarul a fost trimis în instanță. Așteptăm un expert care să vină să constate ceea ce noi am sesizat. Sunt cantități enorme de nisip pentru care s-au luat bani, iar nisipul n-a fost pus peste țeavă. Țeava nu are niciun fel de protecție. Țeava de apă potabilă de la Comuna Corbasca n-are pe ea o inscripție, nimic. Practic, părerea mea personală, strict personală, este că sistemul de apă al Comunei Corbasca s-a făcut din rebutul. Și ca urmare, sediile pleznesc, că nu s-a făcut recepție. Nu mai spun că nu avea recepție finală la ea, dar nu s-a făcut probe de presiune, nu s-a făcut nimic, pentru că s-a dat voie ca cetățeanul să se lege la sistem când sistemul nu a fost gata. Și atunci, dumnealor au câștigat procesul. Domnilor, primăria a dat voie să se lege, nu noi. Și vă dați seama acum că ne chinuim, facem drumuri după că nu găsim, sunt puse țepi de la primărie până la Corbasca Nouă, este țeavă de PHD de 125, care se găsește numai la comandă specială. Și ne chinuim, am cumpărat, am început să înlocuim, probabil și din această cauză. Vă dați seama, dacă ea pleznește țeava, pune intervii asupra ei, normal că acolo intră pământ în țeavă. Sistemele puse de ei cu raze ultraviolete sunt egale cu zero. Și de aceea am anunțat în toate satele ca să fie o măsură de protecție. Sărească Dumnezeu să se întâmple ceva. Amenziile sunt uriașe. Nici nu vă închipuiți. De aceea am anunțat peste tot. Apa din sistem nu este bună de băut. O folosiți pentru spălat, pentru altceva, dar nu pentru băut. În momentul în care o să autorizăm și o să facem tot ceea ce trebuie, să punem stație de clorinare, să punem stație de deferizare și stație de denitrare, atunci o să funcționeze cum trebuie. Până atunci, asta este situația. Vă aduceți aminte cu ani în urmă când solicitam doamnei primar să aducă dirigintele de șantier să stăm de vorbă cu el în ședință de consiliu. Cred că vă mai amintiți cei care ați fost în consiliu. Odată nu a venit să raporteze, să ne prezinte ceea ce se întâmplă la sistemul de apă. Nu mai spun că puțurile de foraj au fost mutate față de proiect. Tot sistemul nu respectă proiectul. Bun, asta este concluzia celor care au venit și au verificat. Nu avem nimic la el. Studiu topo, studiu geo, hărți de parcurgere a traseului, nimic. Suntem în aer.
Asta este situația sistemului de apă potabilă la nivelul Comunei Corbasca, domnilor consilieri. Asta este realitatea. Nu are rost să ne dăm după degete să spunem că nu știu ce și nu știu cum. Asta este crunta realitate. În ce privește întrebarea pusă de domnul Pană cu privire la ce se întâmplă la școala Corbasca, să vă informez că în cursul zilei de ieri am notificat constructorul în vederea reparațiilor ce urmează a le efectua pe cheltuială proprie, având în vedere măsurile care nu le-a luat în ce privește finalizarea lucrărilor de acoperiș cu tablă la școala gimnazială din Corbasca. Constructorul a fost pus la curent înainte ca ploile torențiale să ajungă la noi, dar din păcate nu au luat măsurile ce trebuiau. Noi, prin notificarea de ieri, i-am făcut cunoscut că în condițiile în care nu va repara tot ceea ce a stricat, noi ne vom adresa organelor de instanță, vom evalua pagubele pe un raport și un deviz de lucrări, iar toată cheltuiala care va decurge de aici, inclusiv cele de judecată, vor cădea în sarcina acestei societăți care nu a ținut cont nici de discuțiile avute cu domnul primar înainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat, promițându-i dumnealui că va trimite oameni speciale să protejeze acoperișul la care ei încă lucrau, iar acum mai nou nu răspund la telefon. Nu mai sunt de găsit. Urmează să vedem ce vom face zilele următoare și cu această societate. Dacă răspunde la cuvinte, doamna Băbău. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre fiind beneficii comunității noastre, pentru că domnul Panu discutat cu APA, vreau să o spun și nu mai lungesc. Mai avem o problemă cu iluminatul public, pentru că noi acolo în capătul satului nu am avut lumină. Poate să face extindere, poate să mai fac lucrări dacă e cu proiectul ăsta. Și este foarte binevenit, pentru că când nu e pe partea stângă, nu e pe partea dreaptă. Și eu cred că dacă s-ar face proiectul ăsta, ar fi o chestie bună pentru noi toți. Că, după cum știți și dumneavoastră, în sat au mai rămas doar mai mult bătrâni. Și dacă nu-i dea nici de lumină când trebuie, ce să mai e? Așa. Vis-a-vis de școală, vreau să vă spun că dacă nu se intervine cu acest constructor care în ochii noștri au venit acolo și începe să o cârpogească, că fac așa, că fac așa, ne vom confrunta la toamnă cu un mucegai de nu se mai poate și o zis, vin, scot dicololeacă, fac dicololeacă, o să facem ca cu sistemul de apă. O să ne trezăm că, de fapt, n-am făcut nimic. Trebuie văzut, făcut notificare, eu scut domnul secretar, m-a făcut notificare, să vină exact să facă ce are de făcut. Pentru că apa a văzut cât de mare a fost, norocul a fost că am scos la timp tot mobilierul și așa din cărți și ce aproape când ridicai calculatorul așa, curge apă din el. Noi am scos tot pe hol, el a venit acolo cu nu știu ce, dar nu știu. Dacă nu vine să facă tavanele și parchetul, care este important la etaj, da. Nu, așa, ca să vii să repari un pic, pentru că ei au bombardat pe deasupra. Au săpat acolo, de-au scos nu știu ce umplutură și toate plăcile alea zguduite din... și s-au făcut așa canale. Păi ce siguranță mai ai tu că vin să repar un pic și dau cu varșa asta? Ce faci la toamnă? Eu i-am spus, dacă închid acum toate geamurile, mucegaiul și așa a început. Și să umflu tot degeaba, că nu scoate, că nu face. Deci trebuie văzut și... pus la curent cu tot ce se întâmplă. El vine și o să facă tot ce poate, dar nu știu ce. Nu așa se face treaba. Și o să avem tot noi probleme. El se spală pe mâini, pleacă și noi rămânem. Sunt copii, avem, o să avem discuții cu părinții, nu o să mai ne dea defuncționare, autorizat defuncționare. Eu știu că este greu, dar dacă nu și-a făcut treaba, este vina dumnealor, nu a noastră. Nu a noastră. Păi, el își ia bani și face treaba și face că ce-am făcut, apa o pleca și vrea acum mult. Deci la noi, în capătul satului, una, că nu avem presiune și stricăm și mașinile de spălat și tot,
nu avem apă. Sâmbătă nu ai apă. Măcar să știm și noi. De la 7 la 12 se oprește apa. Te duci acasă, te răzești că n-ai nici apă, n-ai nici. Când vine, vine cu mult, nu poți să o folosești. Și ce să mai ai? Deci e iluminat public. L-am spus, cu apa aceeași problemă. Poate ne rezolvați și noi cu drumul cel acolo, cu ne-o la Chiatra, ne-o poate ne da să întind, să vedem ce putem face acolo, suntem terminați. Nici lumină, nici apă, nici drum, nici nimic. Așa și v-am spus, pun punctul pe I la școală, ne-a trimis un electrician și i-am spus, m-a sunat și era 3, jumate 4. Bineînțeles, am venit, ca să nu spună că suntem răuvoitori și nu venim când ne cheamă. Și i-am spus, domnul electrician, în lămpile de sus este apă. Nu există așa ceva. Doamne, pune masa și urcă-te sus. Și dacă nu e așa cum îți spuneam, când a tras suportul ăsta, i-a pus apă în cap. Aha. Ce poți să faci dumneata când apa a intrat și în instalații? În instalații. Așteptăm să se usuce ca să faci și treaba. Când deci trebuie să făcute tavanii, parchet și instalația electrică. Prima dată acoperiș. Prima dată acoperiș. Au spus că săptămâna viitoare îl pune. Acum a dus un băiețaș. Și i-am spus, nu vii la noi, că noi nu ne luăm răspunderea că facem noi. Noi ce să facem? Dar și să facem. Noi nu avem ce face. Dumneata ai luat lucrarea, dumneata o execuți. Deci trebuie ținut de chestia asta, că dacă el apucă și își face și se spală de mă și pleacă, rămâne în primăria, rămâne cu... Nu pleacă. Buga pe cap. Orice constructor, când s-a apucă de o lucrare, el are o garanție bancară asupra lucrării. Și ne vom... Deci, ce să vă spun? Duce atunci spre garanția pe care el o are. Pot în zări la etaj și jos, prin crăpături, ligera ploașă jos. Mai puțin, dar ploașă jos. Deci, e clar că el nu trebuie să facă lucrări, toată lucrarea de cele trei săli din clasă. Nu mai spun la secretaria că va umbra cu apă din mână. El este obligat, conform contractului, să repare tot ceea ce s-a stricat. Școala este predată la el, deci ele... Pe 19 s-a întâmplat, 19 spre 20 a plouat, în data de 20, domnul primar, însoțit de dirigintele de șantier și de doamna director Fânaru, în baza contractului încheiat între UAT, Comuna Corbasca și constructor, s-a efectuat o notă de control, s-a întocmit și s-au stabilit toate distrugerile provocate ca urmare a precipitațiilor abundente din perioada 19-20, urmarea acestei note de control, am informat constructorul și i-am solicitat să vină să facă reparațiile pe care sunt necesare pentru buna funcționare a școlii. Urmează ca săptămâna viitoare să vedem cum vor decurge aceste lucrări. Domnul secretar, dacă dumnealui răspundea vineri la solicitarea domnului primar și venea, vă spun cu mâna pe suflet că nu se mai întâmpla sâmbătă ce s-a întâmplat, pentru că vineri a plouat mai puțin. Deci am luat cu găleți. E, sâmbătă era atâta apa. Ce puteai să faci? Și ploua, stăteam și luam apa și ne uda. Că ploua prin curgea pe afară. Dacă da. Dumnealui venea, vineri, nu se întâmpla chestia asta. Da? Noi ce să facem? Da. Vă mulțumesc. Altcineva? Nimeni? Cine are telefonul? Dacă nu mai sunt ori de cuvânt, domnul președinte, doresc, solicit să supunem spre aprobare, da, în ordine, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi. Da, deci încheiem discuțiile. Domnilor consilieri, să punem spre aprobarea dumneavoastră proiectele de hotărâri care au fost dezbătute astăzi. Proiectul numărul 37 privind rectificarea bugetară, rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2020. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Abțineri? Nimic. Deci, în unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 38, privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție pentru
investiția, modernizare, renovare și dotare cămin cultural. Cine este pentru? Consemnat. Mulțumim. Proiectul numărul 39, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică în dosarele înregistrate pe rolul Curții de Apel Bacău. Cine este pentru? Consemnat. Mulțumim. Proiectul numărul 40, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2020. Cine este pentru? Okay. Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 41, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2019. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 42, privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 43, privind aprobarea regulamentului de implementare și eliberarea formatului unic al modelului cadru legitimație de parcare pentru persoane cu handicap. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 44, privind aprobarea investiției, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Corbasca. Cine este pentru? Mulțumim! Domnilor consilieri, cu acestea fiind spuse, încheiem aici ședința de astăzi. Vă mulțumim pentru participare.